Fece Botoșani a pierdut la limită partida de la Arad din cadrul celei de-a treia etape a play-out-ului. Unica reușită a meciului a fost semnată de către Conte în minutul 37 al disputei. Chiar dacă au avut mai multe ocazii mari, Marca și ei, moldovenii nu au reușit să obțină nici măcar o remiză care să le aducă încă un punct prețios în economia clasamentului. În ciuda rezultatului negativ, Bogdan Andone rămâne optimist. Vreau să-mi felicit jucătorii, mai ales pentru prepriza a doua. Ne-am creat 4-5 oportunități, cred că două monumentale. Este păcat pentru că ne-a lipsit concentrarea în prima repriză la fazele fixe, unde am și primit gol. Pun acest lucru pe seama oboselii. De trei zile suntem pe drumuri. Eu m-am simțit obosit. Repriza a doua a fost cu totul și cu totul altceva. Le-am spus la pauză să aibă încredere că putem să întoarcem rezultatul. Am pierdut un joc, dar nu am pierdut războiul. Mai sunt multe meciuri de jucat. Noi trebuie să ne fructificăm jocurile de acasă, iar din deplasările rămase să scoatem 3, 4, 5 puncte. Cu jocul rezultatelor sper să fie necesar să prindem un loc de baraj, au fost concluziile lui Bogdan Andone după fluierul final al meciului. De cealaltă parte, Mircea Rednic are un obiectiv clar fixat pentru UTA și este din ce în ce mai aproape să îl atingă. Obiectivul nostru este să câștigăm play-out-ul. Jucătorii au prime în funcție de locul ocupat în clasament. Mai mult, majoritatea dintre ei au contract până la finalul acestui sezon cu posibilitate de prelungire, astfel că trebuie să profită de șansa pe care le ofer să arate că merită să rămână la echipă. La mine nu există titular și rezerve, există un lot de jucători și mă bazez pe toți, a spus Mircea Rednic, antrenor principal al celor de la UTA Arad. În etapa următoare, FC Botoșani va primi pe municipal vizita celor de la FCU 1948 Craiova. Meciul este programat să aibă loc duminică 14 aprilie, cu începere de la ora 13.30 de minute.